având în vedere că e prima ședință pe anul 2019, vă spun bine, ați revenit la lucru. De asemenea, vă spun să vă doresc un călduros la mulți ani și să ne ajute Dumnezeu să avem un an 2019, un an bun, cu realizări frumoase și bune pentru comunitatea noastră. Deschidem lucrările ședinței noastre de azi. Doamna secretară, supune spre aprobare procesul verbal din luna decembrie. Vom alege, nu, președintele de ședință pentru cele 3 luni, ianuarie, februarie, martie, după care domnul președinte va prezenta ordinea de zi pe care o avem pentru ședința aceasta. Vă mulțumesc! Supune spre aprobare procesul verbal al ședințelor din luna decembrie 2018, respectiv ședința ordinară din 20 decembrie și ședința extraordinară din 27 decembrie. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. De data aceasta voi da eu citire ordinii de zi, despre care v-a dat la cunoștință că a fost suplimentată cu 4 puncte. Suplimentarea va fi realizată doar cu acordul dumneavoastră. Deci sunteți de acord ca ordinea de zi să fie suplimentată cu încă 4 puncte pe ordinea de zi? Mulțumesc. Proiect de hotărâre. Deci, Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2019, ora 9:30, conform expoziției numărul 31 din 25 ianuarie 2019. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Făcărești cu următoarea ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Bărgărești pentru perioada ianuarie-martie 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și anexe privind achizițiile directe pentru anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a județului Bacău, prin decizia numărul 49 din 15 ianuarie 2019 și a raportului de audit financiar. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078, din 16 aprilie 2018. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Bărgărești pentru anul școlar 2019-2020. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2018. Și 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 383.894 lei din excedentul bugetului local de rezultat la încheierea exercițiului bugetar. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi propusă. Vă mulțumesc mult! Vom trece la primul punct al ordinei de zi, având în vedere propunerea făcută în ședința din luna decembrie, în ce privește alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie, cu persoana domnului notarul și eu. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre inițial. Dacă sunteți de acord, mulțumesc! Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și anexii privind achizițiile directe pentru anul 2019. Dacă sunteți de acord cu acesta, mulțumesc! Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a județului Bacău prin decizia numărul 49 din 15 ianuarie 2019. Deci aș vrea ca să vă citesc măsurile care s-au dispus pe fiecare activitate.
Deci, la activitatea aparatului totul de specialitate al primarului, unde au fost evaluate sistemul de management și control intern managerial, s-a dispus ca măsură organizarea și exercitarea activității de audit public intern, exercitarea controlului financiar preventiv propriu de către salariații care prin sarcinile de serviciu să nu fie implicați în efectuarea operațiunilor economico-financiare supuse controlului financiar preventiv, implementarea standardelor de control managerial la nivelul entității, conform prevederilor Ordinului 600/2018. 2. Abate privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasărilor veniturilor bugetului local în cuantumul și la termenul prevăzut de lege. Și ne aduc la cunoștință următoare. Necalcularea, neevidențierea și neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea activităților economice. Necalcularea, neevidența și neîncasarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. 3. Necalcularea, neevidențierea și neîncasarea taxei pentru prevenirea și stingerea incendiilor. 4. Venituri din chirii și concesiuni. Neefectuarea procedurilor de executare silită a persoanelor fizice și juridice pentru creanțele restante cuvenite bugetului local în cadrul perioadei de prescripție. Da. Și s-au dispus următoarele măsuri. Stabilirea tinderii și mărimii creanțelor fiscale pentru cazurile consemnate. Aplicarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea materiei impozabile și efectuarea corecțiilor ce se impun, inclusiv recalcularea și recuperarea obligațiilor fiscale. Efectuarea de inspecții fiscale la contribuabili persoane fizice și juridice de pe raza comună, în vederea stabilirii realității datelor din declarațiile de impunere și a cuantumului corect al obligației fiscale. Verificarea tuturor contribuabilor care înregistrează debite la bugetul local, luarea măsurilor operative de executare silită a debitorilor în cadrul termenului de prescripție, vederea încasării creanțelor cuvenite la bugetul local. Stabilirea suprafeței reale a sediului social pentru toți angajanții agenții economici care asigură, care figurează înregistrați în clădirile aparținând persoanelor fizice de pe raza comunei și determinarea cuantumului impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente pentru nevirarea la termen. Aplicarea de contravenții conform codului fiscal, stabilirea unui formular de contract cadru pentru închiriere și concesionare bunuri din domeniul public și privat, întocmirea de dosare fiscale complete care să cuprindă declarația anuală de impunere atunci când intervin modificări bilanțului și balanțe de verificări anuale, fișele privind valoarea de inventar a clădirilor de pe raza comunei, reevaluările periodice la 3 ani, efectuate de evaluatori autorizați, identificarea tuturor contribuabililor care desfășoară activități economice pe raza comunei, stabilirea și încasarea eventualelor diferențe de taxe pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, inclusiv a majorărilor de întârziere. Aplicarea contravenției conform legii 50/91 privind autorizarea construcțiilor, stabilirea obligațiilor datorate și de executat de către concesionari sau chiriași a clauzelor și a contractele de încheiate. Efectuarea unui punctaj periodic între datele din evidența contabilă sintetică și analitică a contului 464 creanțe ale bugetului local. Cu privire, 3. Cu privire la efectuarea inventarierii și a evaluării tuturor elementelor patrimoniale. UAT Pârgărești, în calitate primarul UAT Pârgărești, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea, coordonarea și monitorizarea operațiunilor de inventariere anuală a patrimoniului, astfel încât să se asigure stabilirea situațiilor reale a tuturor elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și reflectarea acestei situații
în situațiile financiare anuale. Și 4. Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul UAT Pârgărești. Primarul va dispune măsuri concrete care se asigure efectuarea operațiunii de reevaluare a activelor corporale aflate în patrimoniul UAT Pârgărești, cel puțin o dată la 3 ani, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Așa. Noi trebuie să respectăm termenele de realizare, ce v-a expus doamna secretară, sigur. După cum știți, am avut curtea de conturi, 6 săptămâni a fost aici. Categoric, când e verificat anii 2016-2017, în urma controlului, mi s-a trasat niște sarcini. Per total, comuna a ieșit bine, dar sigur că mai e loc și de bine, și de mai bine. Și mi s-a trasat aceste măsuri, care le vom face, pentru că trebuie să le facem. Și categoric că noi trebuia să vă aducem la cunoștință toate astea. Vă mulțumesc că ați aprobat. Vom veni și cu alte proiecte de hotărâri la timpul respectiv. Și sigur că le vom pune la punct cu toate documentele. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078-1087, din 16-4-2018, se aprobă adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078-1087, din 16-4-2018. Se puternicește doamna Iulișca Victoria, având calitatea de reprezentant al Comunei Bârgărești, în adunarea generală a Asociației de Deportare Comunitare pentru Salvizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1. Se împuternicește președintele ADIS Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău, în calitate de mandatar al Comunei Bârgărești, să semneze actul adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078-1087, din 16-4-2018, dacă sunteți de acord. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Pârgărești pentru anul școlar 2019-2020. Având în vedere avizul inspectoratului județean școlar, numărul 590, numărul 12768 din 17-12-2018, se aprobă rețeaua școlară a Comunei Pârgărești pentru anul școlar 2019-2020 cu cele 4 unități de învățământ care sunt în sistem de pe rata comunei, Sat Pârgărești, Satul Nou, Sat Nicorești și Sat Bacna. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2018. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 la sursa A, astfel. La partea de venit, o sumă de 3.416.105,11 lei. La partea de cheltuieli, suma de 3.137.111,33 lei, rezultând un excedent bugetar de 278.993,78 lei. Se aprobă constituirea fondului de rulment pe seama bugetului local pentru anul 2019. Prin transferul excedentului anual al bugetului local în sumă de 278.993,78 de lei, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, conform raportului de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabilitate și resurse umane. Se aprobă reîntregirea excedentului anului precedent în sumă de 4.098.054,79 lei,
repartizată din acesta în cursul anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Se aprobă excedentul în sumă de 1072,43 lei la sursa E, sumă ce va fi utilizată la titlul 20, bunuri și servicii, în anul 2019. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Și ultimul punct, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 383.894 lei din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenți a sumei de 383.894 lei prin reportare ca și sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Excedentul bugetului anului 2018 rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018 este evidențiat în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. Suma necesară, suma despre care este vorba de 383.894 lei, este prevăzută în anexa hotărârii pentru achiziționarea autoexcavatorului. Deci este suma pe care noi o avem pentru a face plata facturii pentru autoexcavator. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! La liberte, vă rog să vă explicați. Da, da, da. Deja concursul a fost. Pe data de 18 concursul, persoana va începe activitatea mâine. Mâine, cu iulie, februarie. Da, e persoană calificată, o mai lucrată. Tot ca bun, da, da, 23 de ani. 23 de ani. Are și carnet de pentru tractor. Și atunci... Da. Nici, nu s-a, nici nu s-a scris nimeni altcineva să zice. La concurs. A fost singura persoană care, care s-a scris la concurs. Sima, nu? Sima, Sima Neculai, din Pântărești. Nu, zicea de tata Valina, nu știu ce are. Nu, 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 nu. A, dreptate, poate fi că s-a șoltea, Marina. A, posibil. Din Nicorela, stă Nicoreș. Nu, Marina. Marina, noastră nu. Nu, nu, nu. N-are nicio treabă. Sima Neculai. Îți vecini. Îți vecini. Părinții, îți vecini. Aproape ne putem folosi de dânsul. Vreau să vă aduc la cunoștință. Am avut un proiect de hotărâre cu rețeaua de școlarizare, da? Am avut ședința de Consiliu de Administrație și să vă aduc la cunoștință. Am înțeles că n-ați ajuns cu doamna și cu domnul consilier local. Într-adevăr, să știți că din ce în ce se răstrâng clasele și suntem... anul ăsta ne-a mai aprobat rețeaua de școlarizare sub forma asta. Adică satul nou e cu personalitate juridică și celelalte școli sunt afiliate școlii gimnaziale, Vasile Ghenaru, coordonate de către. Vă pot spune, pentru că mi-am notat aici și să vă aduc la cunoștință, ca la nivel de comune, cu câte clase am mai rămas. 5 grupe la grădiniță, din care unul la Bacna, o grupă la, la Pârgărești, o grupă la Nicorești și două grupe la Satul Nou. 8 clase de învățământ primar. Școala pregătitoare, clasa pregătitoare și până la clasa 4. La Satul Nou avem o clasă de pregătitoare, o clasă de clasa 2, una de clasa 3 și o clasă de a 4-a. La Pârgărești avem numai două clase, clasa 3-a și clasa 4-a, iar la Nicorești o clasă pregătitoare și clasa 1-a. Vom fi nevoiți, la fel ca și anul acesta, să mutăm copiii dintr-o localitate în alta. Altă soluție n-avem, pentru că altfel trebuia să trecem pe clase simultane și era mai greu și pentru copii și pentru cadre didactice.
dacă să faci orele într-o clasă, să ai și de clasa a treia și de clasa a patra, este mai greu. Bine că avem acest microbus, ne folosim de microbus și ducem copiii. Copiii între ei se cunosc, nu e o problemă. Știm de anul acesta că nu sunt probleme la nivelul școlilor și la nivelul elevilor, ducându-i dintr-un sat în altul, pentru că sunt aproape. Iar la gimnaziu, la satul nu avem două clase de gimnaziu, una de 6-a și una de 8-a, la Părgărești avem o clasă de a 5-a și o clasă de a 7-a, iar la Nicorești tot așa o clasă de a 5-a și o clasă de a 8-a. Numărul de elev scad în fiecare an. Nu știu ce va mai fi pentru anul școlar 2020-2021, pentru anul școlar 2019-2020. Aceasta este, ne-a dat avizul și funcționa. Sigur că la ședința de consiliu de administrație s-a aprobat și proiectul de încadrare și pentru profesori. O să avem profesori care vor fi nevoiți să-și caute și în alte parte ore, pentru că nu-și fac numărul de ore, sunt profesori buni, dar asta e situația. Fiecare trebuie să-și completeze catedra, pentru că altfel nu are cum să funcționeze. Și sunt probleme. Investiții în școli, s-a făcut în școli, s-a făcut în școli. Păi tocmai, că școlile noastre sunt funcționale, material didactic este, ele au fost reparate și... sigur, consolidate, reparate și funcționale, dar asta e situația, nu avem cum, pentru că scad numărul de copii. Una, că au mai plecat familii cu copii în străinătate, majoritatea și-au mai pus copii și mai în oraș. Da, în oraș și, na, nu, legea învățământului nu interzice acest lucru. Avea o lege care în școală aia să fie folosită la scop. Când așa în boală sudărâne. Păi, dar noi, ca autoritate locală, că sunt în gestiunile noastre, sigur că noi trebuie să le îngrijim și să le ținem funcționale. În caz de apare... În caz de apare mulți copii. Mulți copii să le nu mai apare. Da. Chiar dacă o să apare. Nu putem schimba destinația clădirilor. Știu ce spuneți, aș fi dorit, dar nu se poate schimba destinația, să facem altceva din ele. Și tot pe partea educativă. Da, sigur, vom încerca să vedem ce putem să facem. Este microbus și fie de fiecare dată, nu? Da, am ținut să vă aduc la cunoștință și treaba asta ce s-a discutat în ședința de administrație. Da. Acum, dacă aveți dumneavoastră alte întrebări, puneți-mi-le. Ce anume? Preotul de la... a fost mormântarea cu două săptămâni la Brogoghi, nu știu dacă este caz. S-a ținut mort într-un magazin, până a avut locul puțin, la Măriuri, pe Bălău. A venit preotul la Tiziei și a trebuit să râdă, chiar, bă, m-a tragut din râsul lumii. S-a și filmat în mormântarea, nu știu dacă a fost-o fi... Știu cazul. Bine, n-am știut că au pus chiar într-o magazie. Din ce am înțeles, bătrâna avea, are locuință acolo, dar ocupată de altă familie care n-a cedat și n-a primit mortul în casă. Sigur, sunt probleme, v-am zis de anul trecut, încercăm, dar nu știu în ce măsură vom putea noi, ca autoritate locală, doar să sprijinim financiar cu o cotă parte, cum facem an de an. Acolo trebuie să intervină și cetățenii, credincioșii, ca să se facă. Absolut. Altfel n-avem cum noi să facem acele construcții. V-am mai zis. Știu, dar și preoții ar trebui să se implice mai mult. Păi da, dar nu se face. N-am auzit în biserică să vorbească de așa ceva. Nu mi-a dat de la oameni să vină să propună. Pentru altele se propune preotul și da, nu da, se așa să nu să te interesați, probabil. Și, nu, nu știu. Bine, pentru a construi ceva, îți trebuie documente. Împreună. Nu te poți apuca de o clădire dacă nu ai autorizație de construcție. Pentru a avea acea autorizație de construcție, îți trebuie un proiect. Înainte de proiecte, îți trebuie niște studii pentru acel proiect, ca să poți să faci corect, pentru că și așa, în comunitate... Doamna consilieră, treabă cine trebuie să le facă? Cine trebuie să le facă proiecte? Păi parohiile, pentru că sunt în proprietatea lor. Așa nu?
acolo. Parohiile trebuie să fie fiecare parohie. Fiecare parohie trebuie să la consilier ce primesc la părei greu, cerutoșenții, ceva făcut, nu? Fecior de biserică, mai sunt pe aici, că sunt intervină. Sunt consiliile bisericești, sunt bisericești. Cine face proiectul? Nu o să fie vorba de un proiect, ci mai trebuie să fac un proiect. Vom avea buget, păi, vom discuta și pe seama sumei, putem repartiza. Cu toate că la acea perioadă eu vă voi aduce la cunoștință și alte probleme care, de care avem nevoie. Banii care îi avem anual la biserici, să dăm cu destinații pentru astea. Nu ajunge de bani, nu știți. Să dar azi nimeni să facă într-un an. Nu, într-un an, dar să dea cu tot. Deocamdată nu putem așa vorbi pe sume pentru că nu avem buget și nu știm. Vedem, na, ce va fi. Și avem și alte finanțări din acel pont. Dacă este bună voință, se poate face. Da. Sigur, vom invita toți parohii într-o ședință, vom discuta. Este solicitarea dumneavoastră a consilierilor locali și să fie de față și dânsi. Părintele din statul nu a spus că, poate unii nu vor ca să ducă la casa mortoară. Sunt mulți care nu. Măi, da, când nu vrea, e partea a doua. Unii n-au vrut să dea nici pentru biserică și tot s-a făcut biserică. Care este problema? A avut fiecare să te cotizeze, n-au vrut. Biserică tot s-a... Până dacă vine luna asta, fiecare 50 lei, luna aia încă 50, cum? Așa și facem, luna asta, facem câteva lucruri. Sunt de acord ca ședința următoare să invităm preoții la o discuție după ședința de Consiliu Local. După ședința de Consiliu Local. Am alungat spiritele, domnul Codea. Am chemat pe părintele care e local aici. Și ne-au sfințit aici. Au intrat aici, nu? Au intrat aici. E normal să-i spun. Asta e cea mai mare instituție. Nu mai este nevoie. De ce? La ce? Este nevoie fiecare sat. Cum ei au probabil la urmă, s-a dat o lege. A, ăsta spune care vor biserică, depinde de mine. Poate avem undeva acolo. Și nu se poate construi casă mortuare? Nu este interes. Dacă cu banii. Asta s-a dat o lege. Nu i-a aprobat la nivel național. Da, da. Alte probleme? Acum e din nou aprobat. Nu i-a Păi dacă nu mai aveți alte probleme de ridicat, închidem lucrările ședinței noastre de azi și vă mulțumesc pentru participare. Ne vedem luna viitoare, tot ultima joie din lună, da? În cazul în care vom avea nevoie de dumneavoastră pentru, eu știu, pentru un proiect de hotărâre urgent, vă vom solicita și sper să ne onorați cu prezența. Vă mulțumesc!